Astăzi se împlinește un an de la arderea pieței centrale. Promisiunile diversilor administratori sau politicieni ai județului nu îi încălzesc cu nimic pe comercianții care încă sunt nevoiți să își desfășoare activitatea în tarabele instalate în ceea ce a fost odată parcarea pieței. Ne aflăm într-o țară membră a Uniunii Europene, însă suntem cu siguranță fruntași în ceea ce privește condițiile de proastă calitate în care se desfășoară comerțul cu alimente. Fructe, legume și brânză ținute în soare, pe care cetățenii mai degrabă le ocolesc și le achiziționează din supermarketuri sau alimentare. Deoarece a trecut un an și încă nu există un vinovat pentru arderea pieței sau un plan concret pentru reconstruirea acesteia, apar anumite semne de întrebare și suspiciuni. Cine o va reconstrui? Când? Cine este vinovat pentru arderea sa? De fapt, aniversarea tristului eveniment a avut loc la sfârșitul acestui weekend, în noaptea dintre duminică și luni. Iată că nici după un an nu s-a construit ceea ce a ars într-o noapte. Nici măcar la nivel declarativ nu se mai face nicio promisiune. Ultima veste este că primăria Piatra Neamț așteaptă un ordin de ministru prin care să se confirme finanțarea noii construcții. În anul care a trecut, se pare că au fost numai piedici administrative și nu numai pentru reconstrucție. Dacă la început s-au făcut expertize peste expertize pentru a se afla motivul incendiului, a urmat apoi toată procedura pentru dosarul de daună, cu asiguratorul pe ducă și un schimb interminabil de corespondență și hârtii, iar după ce s-a rezolvat și asta, a urmat suspansul. Va finanța Compania Națională de Investiții reconstrucția sau nu? Primarul Dragoș Chitic a declarat că a fost nevoit să facă mai multe drumuri până la București, doar pentru a se asigura că dosarul nu a rămas uitat prin vreun birou de al CNI. Până la urmă, primarul a reușit să obțină semnăturile membrilor Comisiei Tehnico-Economice pe aviz, însă acum este nevoie de semnătura Ministrului Dezvoltării pe ordinul de finanțare. Uitați-vă cum arată și asta e situația. Nu umblu cu descrieri, concret, uitați-vă și constatați. Ceea ce vedeți corespunde unui oraș care face parte din Uniunea Europeană? Nici o piață nu corespunde. Nu. Din ce ați auzit dumneavoastră, cine a promis că o va reconstrui? Nu știu, n-am auzit despre treaba asta. Ce mai aveți întrebat? Vi s-ar părea potrivit ca piața să fie mutată în acest mall? Nu, îmi place piața așezată pe pământ, cu un areal larg. Dar să fie curată, să nu fie populată cu indivizi de ăștia dubioși. Mă rog. Tot. Mi se pare faptul că de la un an, după un an de la arderea sa, încă nu a fost găsit un vinovat. Ai, nu știu. Dar ar conta pentru cetățeni să se afle care a fost cauza? Nu văd ce ar mai conta după atâtea pierderi. Cine ar despre? Ar să fie cineva tras la răspundere. Asta e ușor să trai la răspundere, dar e vorba de ce se face după aceea, ce se poate face în continuare. De tras la răspundere, sigurat că se va găsi în timp cineva care să răspundă, da? Nu asta e problema. Aveți încredere că se va reconstrui în viitorul apropiat? Nici nu mi-am pus problema. Este o imagine plăcută, frumoasă așa aici în locul în care ne aflăm. Dacă mergem puțin mai încolo, dăm de un dezastru. Locul unde sunt acum comercianții a fost, de fapt, locul unde era parcarea pieței. Da, era parcarea și acum au improvizat aceste chioșcuri, ca să le spun așa. Că oamenii n-au alte soluții. Ei au trebuit să găsească o soluție de moment. Când marfa vine, oamenii au nevoie și cumpărăm și vindem de unde, din ce avem. Vi se pare o imagine potrivită unui oraș membru al Uniunii Europene? Nu, în niciun caz, dar mă refeream la ceea ce se oferă cumpărătorilor. Aici vedeți marfă foarte multă, în schimb, autorităților nota 3, pentru că piața putea, chiar dacă ars, putea să fie gata de mult, altă piață. Dacă era interes. Dacă nu este interes, vinem așa în aceste improvizații. Nu ați auzit până acum nicio declarație care să spună cine, când o va reconstrui? Nu, am înțeles că sunt niște studii care se fac, ar fi licitații, dar când se va face și cum va arăta, nu știm. Cine credeți că se ocupă de asta? Normal, primăria ar trebui să se ocupe prin societățile care sunt abilitate în acest sens, știți? Dar primăria se ocupă cu altceva,
primarii se ocupă cu altceva. Noi trebuie să ne conformăm realităților pe care le trăim azi. Vi s-ar părea potrivit ca piața să fie mutată aici, în Mall Forum Center? Nu cred că ar fi o soluție. Piața trebuie să aibă o construcție a ei originală și să fie prevăzută cu sisteme care să nu mai poată fi, să nu mai poată distruge o nouă piață. Da? Cum vi se pare faptul că a trecut un an de la arderea sa și încă nu a apărut un vinovat sau o cauză concretă? Astea sunt probleme care țin de organele abilitate ale statului, care trebuie să facă investigații. Noi nu putem să presupunem nimic, fiindcă nu știm. Nu știm. Și dacă nu știm, de aia sunt instituții care trebuie să ancheteze așa ceva și să scoată adevărul la iveală, pentru că nu se putea să ardă piața cu asemenea repeziciune cum ars. Nu se putea. Nu, decât dacă a fost ceva ieșit din comun. Când credeți că vom avea piață? Cam în 2 ani. Cam în 2 ani, da. Sunteți prea optimist? Nu sunt, pentru că nu s-a mișcat nimic. Dacă s-ar fi mișcat ceva până acum, spuneam, da, dom'le, uite, au început și avem piață într-un an, dar nu va fi. Când credeți că va fi reconstruită piața centrală? Din ce ați auzit sau din ce presupuneți? Deocamdată nu știm nimic. Ne bucurăm că avem unde să vindem și să câștigăm o bucată de pâine. Deci, deocamdată, nu știm nimic. Sunteți aici de când a ars piața? Da, suntem aici permanent. Zi de zi suntem aici. Și cum vă simțiți în aceste condiții față de condițiile care erau atunci când piața era în picioare? Rău, pentru că marfa se dehidratează, se strică, aruncăm foarte multă marfă. Ia uitați câtă marfă se aruncă. Zi de zi se aruncă marfă, normal. Condițiile nu sunt care trebuie să fie, dar astea sunt situațiile. Cât mai puteți rezista? Da, trebuie să rezistăm. Dacă marfă aducem, avem, trebuie să stăm. Aveți idee când va fi reconstruită? Ați auzit vreun plan? Se face, dar acum deocamdată nu știm exact. Nu vine nimeni să ne zică exact când se face sau... Nu știm exact. De făcut se face, zis că fondurile a primit. Așa au dat în ziar. Cine și-a asumat responsabilitatea de a o reconstrui? Nu știm. Chiar nu știm. Nu ni s-a spus cine și... Nu știm. S-ar părea potrivit ca piața să fie mutată aici, în Mall Forum Center? Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Nu, noi vrem piața unde a fost, dacă se poate. Și acolo și vrem. Pentru că e mult mai ușor. Unde să urcăm cu marfa sus la mol? Ce înseamnă asta? Pe mol sau e marfă, produse, cartofi, ce vindem? Cum să cărăm acolo sus atâta marfă? Nu se poate, nu. Nu suntem de acord cu chestia asta. Nu. O piață normală, cum e în toată țara, o piață. Care se poate intra ușor, se poate căra marfa ușor și tot așa. Nu suntem de acord cu așa ceva. Nu, și cred că nu e de acord nimeni. Abia apoi va avea loc licitația organizată tot la București de cei de la CNI. După datina tipic românească vor exista contestații pentru care se va mai pierde ceva timp, astfel că până la urmă și după semnătura mult așteptată, va mai trece vreme până să vedem începerea unor lucrări. Am citit toată în ziar, v-a spus că se va face, dar... Cine a spus că va face? În ziar scrie. Dar cine a spus că se va face? Eu, cum o cheamă ziarista și care a scris acolo, nu pot să știu. Dar cine și-a asumat responsabilitatea? Ce administrator sau politician?
vi se par aceste condiții în care vă aflați? Condițiile sunt bune, dar noi suntem răi. Când n-avem condiții, astea-i condiții. Da, mai ales că ne aflăm la secția de brânzeturi. Da, uite, a făcut așa noi ăștia ca să stăm de umbră, să stăm alea, să asigura, asta e treaba. Da, poate pe parcurs, l-a dat Dumnezeu și a să refac piața înapoi și a să fim mulțumiți mai mulți. Mi s-ar părea potrivit ca piața să se mute aici, în Mall Forum Center? Nu, și mai multă lumea gramadă. Și mai multă lumea gramadă, cum a fost, că e mai convenabil. Așa, o lume într-o parte, într-o parte, alta, nu se știe. Nu e frumos așa. Dar pe parcurs, dacă și... A trecut un an și încă nu a fost găsit un vinovat pentru arderea pieței. Asta cum mi se pare? Nu știu. Nu știu șefii mai mari, dar noi n-avem de știut. Dar ar conta să se afle? Să dea Dumnezeu să afle, dar nu cred. Niciodată. Nu cred eu că se mai face piață. De ce? De ce? Pentru că fiecare cu afacerile lui. Nu au interesul pentru a face piață. Dar ce credeți că vor face atunci? Vor face? Vor face alte chestii. Uite așa, unde te taxează aici fără nimic, fără, nu știu, au condiții, fiecare om și-a făcut de acasă, și aduce masă, să aduce... Da, un centrez, dar vin și să ia banul, 160.000 te încasează. Pentru ce te încasează? Eu dat, uite, am venit dimineața aici, mi-o dat o masă ca să stau să vând. Mi s-ar părea potrivit ca piața să fie mutată aici, în Mall Forum Center? Dar ce bine să fie! Să fie condiții, să fie oameni orășeni, să fie condiții de cumpărat și igienic, dar normal că nu le convine, zici că stai în soare cu ea. Toate, că noi nu mai avem răbdare, îmi plecăm cu ea acasă, o dăm la porci și asta e. Cine ați auzit că și-a asumat responsabilitatea de a reconstrui piața? N-am auzit pe nimeni. Chiar pe nimeni n-am auzit. Nu. Am întrebat și eu pe aici, pe acolo, băi, când se face piața? Nimic. Și întrebarea este, cine o face? De cine o face? N-am dus de cineva, v-am răspuns. Nu se face nimic. A trecut un an de la arderea pieței centrale și încă nu s-a găsit un vinovat. Lucrul acesta cum vi se pare? Ce să mi se pare? Chiar că mă gândesc că chiar niciodată nu o să se construiască. Ar conta să știm cine ar este conta, vinovat? Ar conta, dar de unde? De cine să spună asta? Doar ei vine, au interes să vin să-i încaseze și atât, cu bani. Și banii ăștia, dacă e la fiecare persoană, eu nu știu ce faci cu ei. Că doar mari lucruri nu se face pe aici. Pe care om s-a construit el aici, o sărași cu... Să vândă și el să câștigi un bag. Îmi plătim impozi, doamnă, la animalele astea. Te încasează și nu trebuie să scoți ceva. Cu ce plătești?